În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului. Iubiți credincioși, ne aflăm la început de triod, la început de lună și la început de gând spre post către înviere. Atunci când aflăm că urmează o perioadă de post, parcă ne furnic așa pe șirea spinării câte un gând. Niciodată omului nu este chiar așa de ușor să își înfrâneze pornirile. Și nu trebuie să credem că este nefiresc să ne speriem de întuneric sau să ne speriem de necunoscut sau să avem teamă că începe o perioadă altfel decât alta sau chiar că ne temem de întâlnirea cu cineva pe care nu l-am văzut de mult. Sunt lucruri firești și fac parte din omenitatea noastră, din firea omului. Și iată că, pentru a ne pregăti pentru acest drum care începe astăzi spre înviere, Sfinții Părinți au rânduit ca în această perioadă să ne pregătim timp de 3 săptămâni cu niște cuvinte de ale Mântuitorului, cu niște parabole, pentru ca încet, încet, odată cu postul, să mai adăugăm câte ceva la ceea ce înseamnă urcușul nostru duhovnicesc. Primele 3 săptămâni din această perioadă a triodului, o perioadă deosebită, sunt închinate, prima duminică fiind astăzi, pildei vameșului și fariseului, duminica viitoare închinată fiului risipitor, apoi a lăsatului sec de carne și a dreptei judecăți, apoi a izgonirii lui Adam din rai. Și iată că aceste 3 săptămâni, mărginite de 4 duminici, ne vor pregăti să intrăm în postul mare și să vedem astăzi ce ne propun Sfinții Părinți. Una dintre cele mai scurte parabole pe care a rostit-o Mântuitorul vreodată. Și spune Mântuitorul, dar mare atenție, se adresează celor care se îndreptățeau pe sine și disprețuiau pe ceilalți. Spune Sfântul Evanghelist Luca, zisa Domnul pilda aceasta. Într-o zi s-au suit la templu 2 oameni ca să se roage. Unul era vameș și altul era fariseu. Și fariseul se ruga în silea lui zicând, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, desfrânați sau ca acest vameș. Dau 10 ore din toate câte am și postesc de 2 ori pe săptămână. Însă, mai în spate, neîndrăznind să ridice ochii spre cer, vameșul își bătea pieptul zicând, Dumnezeule milostiv, fii mie păcătosului. Și Mântuitorul încheie cu o concluzie, spunând, adevărat vă spun vouă că acesta s-a întors mai îndreptat la casa sa decât acela. Pentru că oricine voie să se înalțe pe sine se va smeri și cel ce se smerește pe sine se va înălța. Iubiți credincioși, cu siguranță că toți ne vom regăsi într-o parte în rugăciunea vameșului, într-o parte în rugăciunea fariseului. Acum trebuie să vedem față către față icoana sufletului nostru și să nu uităm că și noi, de exemplu atunci când venim la biserică și am venit de mai multe ori decât alții, vedem stângăciile celorlalți și fără să ne dăm seama, slobozim câte un gând de genul mulțumesc Doamne că am trecut de etapa asta. Ce poate să fie altceva decât mulțumesc Doamne că nu sunt ca acesta? Mă bâlbâi în pași și nu știu să mă închin sau nu știu care e icoană mai importantă și unde să mă duc prima dată. Ne-a trecut prin cap. Dacă ne-a trecut așa ceva, măcar o dată în viață prin cap, să știm că astăzi nu trebuie să dăm cu pietre în fariseu. Sau de câte ori ne ducem la serviciile noastre și avem în timpul postului sau miercurea sau vinerea cât un borcanel cu măsline sau cu zacuscă și vedem pe ceilalți cum se desfată cu slana și cu pita și așa mai departe și spunem, Doamne, îți mulțumesc că m-ai ajutat să țin post.
E același lucru. Același lucru, fix. Problema este următoarea. Ce învățăm noi de astăzi? Pentru că dacă ne-am adunat aici și iarăși mulțumim că noi suntem aici și alții sunt acasă, și vezi, Doamne, noi am făcut mare lucru că am venit pe ploaia asta și ne-am adunat aici, iar ne așezăm în ceata fariseilor. Dacă tot am venit aici, haideți să învățăm ceva. An de zile v-am tot vorbit despre smerenie, despre părerea de sine, despre una, despre alta. Ei bine, astăzi m-am gândit să vă vorbesc puțin despre vame și fariseu sau întâlnirea omului cu Dumnezeu prin sine însuși. Și anume, ca să înțelegeți mai bine ce vreau să vă spun, am să vă aduc în imagine un obicei al unui popor vecin cu noi. Poporul rus, care bine ne-a adus prin anii 50, are un obicei foarte interesant și trebuie să-l știți. Atunci când un chef, aș putea să zic tovărășesc, ca să rămân în această atitudine rusească, începe să se încingă mai puternic, unul dintre cei care rămân mai lucizi, ce face? Se uită dacă este vreo icoană în respectivul local sau unde se află ei, poate în casa unuia, sau să știți că și în localuri au câte o icoană, și se duce foarte frumos și întoarce icoana spre perete ca să continue cheful. Iubiți credincioși, cam asta este atitudinea noastră. Atunci când greșim, credem că Dumnezeu poate să fie întors puțin spre perete să nu ne vadă. Dar Dumnezeu știe de noi nu numai atunci când este cu fața spre noi, pentru că Dumnezeu este tot o față și se uită mereu la noi. Dar acum să vedem care este atitudinea noastră, atitudinea lui Dumnezeu față de noi. Dacă atitudinea noastră față de Dumnezeu este că atunci când greșim ne ducem și întoarcem icoanele, atitudinea lui Dumnezeu față de noi se apropie foarte mult de înțelesul următoarei istorioare pe care, aflându-o, m-am impresionat așa de tare încât trebuie să vă spun. Se spune că odată un bătrân s-a dus la o consultație și a văzut că întârzie medicul și a întrebat pe asistentă: mai întârzie mult? Zice, nu întârzie de obicei. Și a așteptat omul primul sfert de oră, să zicem așa, după care a început să intre în panică. Și a zis, dar care e problemă? Și trebuie să-mi schimbe pansamentul. A, atunci asistentul zice, nu e problemă să vină domn doctor, îl schimb eu. Zice, da, dacă ați putea mai repede, pentru că eu în 20 de minute trebuie să mă duc undeva la o întâlnire foarte importantă. Mă întâlnesc în fiecare dimineață cu o persoană și trebuie neapărat să fiu ca nu cumva să întârzi și să-și facă griji. Și în timp ce îl pansa, a început să vorbească despre persoana cu care trebuie să se întâlnească. Zice, eu în fiecare dimineață iau micul dejun cu soția mea. Păi cum adică? Zice, păi da, ea nu mai poate să stea acasă. Este la spital. Este la azil. Și eu în fiecare dimineață am grijă ca la ora 9 punct să fiu acolo și să iau cafeluța, să iau micul dejun împreună cu ea. Zice, da, dar nu vă poate înțelege dacă întârziați într-o zi? Zice, nu. Pentru că ea nu mai știe cine sunt. Ea este de mult bolnavă, are Alzheimer și nu mă cunoaște. Nu știe cine sunt. Păi zice, și atunci e mai simplu dacă întârziați. Da, dar eu știu cine este ea. Așa se întâmplă cu Dumnezeu. Relația noastră cu Dumnezeu este una dincolo de ceea ce credem noi că este relația noastră cu Dumnezeu. Relația lui Dumnezeu cu noi este una sinceră. Este una care trece peste granițele păcatelor noastre. Este una care trece dincolo de acatistele pe care le-am citit sau nu le-am citit. Și mi-aduc aminte de părintele Arsenie, care spunea: tată, venea cineva la mine și în mod regulat aproape se văieta că n-a reușit să facă rugăciunile de dimineață și le-a făcut seara. Mare lucru. Tipic, tipic și la inimă nimic. Nu asta vrea Dumnezeu de la noi. Sau noi credem că dacă dăm din timpul nostru o stare de jertfă, gata, am rezolvat relația cu Dumnezeu. Nu. S-a dus o fiică duhovnicească la părintele său și i-a spus: părinte, eu să știi că m-am săturat de atâtea acatiste. Citesc dimineața 3,
pe la prânz încă vreo 5 și seara 7. Zice, dar nu pot să mă mai concentrez și parcă mintea mea refuză să mai citească din acatiste. Și a zis, părinte, dar cine te-a pus să le citești? Păi nu, că așa e bine. Păi da, dar uite, te invit ca la prima rugăciune să închizi acatistul și să stai înaintea icoanei Maicii Domnului sau înaintea icoanei Sfântului la care te închini, exact atâta timp cât stăteai citind un acatist. Dar să nu spui nimic. Păi cum să nu spui nimic? Da, pentru că dacă nu spui tu nimic, începe Dumnezeu să-ți spună. Și să nu aștepți să auzi voci, Doamne ferește. Că după aia umplem paturile psihiatriei. Și într-adevăr, femeia s-a liniștit, s-a limpezit și a înțeles că de fapt ea nu lăsa pe Dumnezeu să vorbească cu ea. În mulțimea aceea de gânduri că e primul acatist sau al doilea acatist, s-au ajuns la icosul 7 și a trecut de jumătate și așa mai departe, că mintea merge paralelă cu drumul, în această mare mulțime de cuvinte, ea nu lăsa pe Dumnezeu să-i transmită ceva. Și pleca de acolo ca de la serviciu. Își lua bocceluța și începea ale ei. Și pe Dumnezeu nu-l mai încăpeau nici urechile, nici simțurile femeii respective. Iubiți credincioși, trebuie să fim foarte atenți și foarte sinceri în relația noastră cu Dumnezeu. Cum ne apropiem de El? Astăzi, în relația cu Dumnezeu, avem două aspecte. Unul, cel de care am spus, să mulțumim că nu suntem ca ceilalți, deci clar nu este bine, și să nu ne amăgim, așa cum am spus, să spunem că nu noi facem așa, pentru că noi facem așa. Dacă cineva nu este de acord cu mine, are dreptul și voi lupta pentru acest drept al lui, dar trebuie să se limpezească de ce crede că n-a făcut ca fariseul. Și iată că avem o altă atitudine, cea a vameșului. Ce a făcut vameșul? În primul rând s-a uitat în ograda lui. Asta este prima diferență între vameș și fariseu. Fariseul prima dată s-a uitat peste gard, în stânga, în dreapta, și s-a poziționat el, ca GPS-ul. Mă aflu aici. Păi dacă mă aflu eu aici, mă raportez la cine? La vecinul meu care e un păcătos, la ăla care e un desfrânat, la ăla care și imediat îndreptățirea de sine te departează de Dumnezeu. De asta spune Mântuitorul, s-a întors mai îndreptat vameșul decât fariseul la casa lui. Mai îndreptat ce înseamnă? Mai îndreptățit nu de sine, ci de Dumnezeu. Dacă ne îndreptățim de sine, ne îndepărtăm de Dumnezeu. Dacă ne nedreptățim pe sine, ne îndreptățește Dumnezeu. Și anume, atitudinea aceasta a vameșului, să știți că trebuie să fie privită cu mare luare aminte. Vei spune foarte bine, a, păi, așa este, vine păcătosul și eu sunt păcătos, Doamne, dar ia uite că e foarte simplu, trec în barca ailaltă imediat și bat două metanii, așa mă uit în stânga, în dreapta puțin, bat două metanii, nu mă vede nimeni, numai eu cu Dumnezeu, rezolv problema, dar imediat îmi spun și recunoașterea mea că sunt păcătos și totuși nu este suficient. Nu este suficient pentru că pocăința pe care a arătat-o vameșul este rudă cu pocăința vameșului vameșilor, a lui Zaheu. Adică din momentul în care ai recunoscut că ești păcătos, te străduiești să nu mai fii păcătos. Vă mai aduceți aminte de cel pe care tot îl peria șeful? Știți că orice șef are nevoie, când sunt egali în fața lui, egali între ei, cei pe care îi conduce, are nevoie ca pe unul dintre ei, ca să-i azmută pe ceilalți împotrivă, să-l șlefuiască puțin. Și începe șeful și-l laudă pe ăsta, laudă pe ăsta, dar la un moment dat săracul era așa de ridicol lăudat de șeful, încât era flagrantă toată caracterizarea pe care o făcea șeful și a zis, nu vă supăra șeful, iertați-mă, dar nu mai suport. Ce nu mai suporți? Zice niște lucruri despre mine foarte importante, foarte puternice, decât că nu e chiar așa. Atunci șeful și-a schimbat atitudinea și a zis, înseamnă că așa trebuie să fie de acum înainte. Așa face și Dumnezeu cu noi. Ne lasă la un moment dat să ne amăgim cu ale noastre și imediat ne așează
într-o anumită latură. Și anume, în latura în care să credem cu siguranță că nu putem să le avem pe toate. Nu putem să le avem pe toate. Bună oară, un nepot își întreabă bunicul: bunicule, zi-mi și mie acum câte ceva despre frumusețea femeii. Foarte interesant această ispită pe care nepotul a arătat-o bunicului. Și spune: mă, nepoate, ca să-ți dau un răspuns așa scurt, să știi că femeile sunt ca merele. Adică cele frumoase nu sunt bune și cele bune nu sunt frumoase. Cum a rămas săracul bietul copil, număra pe degete, bun, frumos, bun, frumos, nu prea îi dădea masa cu casa. Și a zis: bunicule, și totuși nu se poate întâmpla să fie și bun și frumos? Zice: nepoate, la mere se poate. Asta zic, că să nu cumva să ne amăgim crezând că putem să le avem pe toate. Că dacă suntem buni sau frumoși pentru cineva, cu siguranță că suntem urâți și răi pentru altcineva. Să nu ne așteptăm acum să ne vorbească lumea numai de bine. Doamne, ferește! Chiar ne zice Mântuitorul: vai celui care va fi vorbit numai de bine. Pentru că înseamnă că se așează într-o relativitate din care el se extrage. Va să zic că trebuie să ne întoarcem la relația noastră cu Dumnezeu. Trebuie să fie una sinceră. Și anume, nu trebuie, Doamne ferește, să anulăm rugăciunea comună sau rugăciunea citită sau acatistierul. Doamne ferește, păi da, dacă anulăm edițiile de acatistier, vă imaginați că acolo sunt tone întregi de hârtie, nu puteți să le dăm la o parte. Și este o anumită atitudine. Și sunt anumite categorii de oameni care nu pot să se roage decât așa, cinste lor. Dar trebuie să trecem și dincolo. Chiar dacă am citit 20 de acatiste pe zi, să știți că nu vă vorbesc în necunoștință de cauză. Există persoane care atunci când termină al 20-lea acatist și vine duhovnicul ca un nebun ce mă aflu și îi spun: da, copiii au de mâncare ceva cald în seara asta? Cum adică, părinte? Cum adică, părinte? În primul rând, primul acatist este ciorba de toate zilele, să le faci la copii. Și după aia te apuci de rugăciune. Trebuie să avem o măsură în lucruri, fraților. Chiar dacă acum mă expun în fața celor care au oarece pretenții că se roagă numai din cărți, să știți că realitatea cea mai mare este că relația noastră cu Dumnezeu trece și prin familie. Nu trece numai pe lângă familie. Mi-aduc aminte ce frumos îmi rezolva părintele Arsenie niște teme vis-a-vis de milostenie. Spunea: tată, dacă vine la tine un cerșetor și îți cere o bucată de pâine, îi deschizi poarta, dar te întorci în casă și întrebi: băi copii, ați mâncat? Dacă ei spun că nu, îi zici cerșetorului să meargă mai departe, pentru că el se va duce la altă casă și până în seară îi găsește Dumnezeu un colț de pâine și lui. Dar pe copiii tăi nu trebuie să-i trimiți dacă ai ce să le dai de mâncare. Trebuie să avem această măsură în lucru, pentru că ea rezolvă astăzi parabola vameșului și a fariseului. Să încercăm, nu neapărat să dăm cu pietre, pentru că dăm cu pietre în noi, în fariseu. Trebuie să vedem și de la fariseu ceva bun. Cred că vă gândiți că am luat o razna. Adică să gândim și ceva bun. Nu, eu unul personal, toată copilăria mea și adolescența teologică, mi-am petrecut-o într-o înverșunare totală, indusă de către profesorii mei, vis-a-vis de farisei. Mai ales deschizând capitolul 24 de la Matei: vai vouă, fariseilor, vai, 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 24 de vaiuri sunt acolo și trebuia să le învățăm în ordine cronologică. Vai, 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 bun. Și acum eu vă spun că totuși trebuie să învățăm și de la fariseu ceva. În primul rând trebuie să învățăm că s-a dus la templu să se roage, fraților. Această atitudine de a te duce la Dumnezeu să te rogi este o faptă bună. În primul rând pentru propria persoană. Nu trebuie să aruncăm așa cu pietre imediat. Am auzit că e fariseu, gata, l-am și catalogat. Nu! În al doilea rând, bietul de el, ceea ce scria în lege, aceea ținea cu strictețe. Noi suntem în stare să facem așa ceva? Veniți noi la templu să ne rugăm atunci când vorba românului ne-a ajuns cuțitul la os.
Adică iar s-a scumpit elvețianul, iar facem tot felul de lucruri și Doamne, de s-ar da înapoi, Doamne, de-ar... Atunci e rugăciunea noastră. Și atunci noi să dăm cu pietre în cel care mai înainte de noi a fost la templu. Trebuie să învățăm și de la fariseu și faptul că dacă scria acolo două zile postez pe săptămână, postea două zile pe săptămână. A, noi suntem așa puțin mai liberi. Ei, lasă că eu, de fapt, postez cu fapta una... Nu, nu vă amăgiți, fraților. Spune Sfântul Apostol foarte clar. Nu vă faceți socoteli străine. Vă faceți socoteli greșite. Pentru că în Împărăția Lui Dumnezeu nu vor intra tâlharii, nu vor intra mituitorii, nu vor intra adulterinii. Nu vă faceți socoteli greșite. Iubiți credincioși, dacă este să învățăm, trebuie să învățăm de la fiecare în parte. Să nu credem că numai de la modelele pozitive putem învăța. Slavă Domnului, avem mai multe modele negative, trebuie să învățăm de la ele. Trebuie să învățăm cum să ne comportăm și iată că astăzi am venit cu toții în templu și trebuie să ne întoarcem mai îndreptați la casa noastră. Dacă măcar cu un singur gând ne vom întoarce spre noi înșine și îl vom vedea pe Dumnezeu, și vom întoarce icoana cea pusă cu fața la perete, vom întoarce spre noi, în acea icoană și în nimbul Sfântului trebuie să ne vedem pe noi înșine. Care noi? Păcătoși? Da, noi păcătoși, așa păcătoși cum suntem, avem strălucirea lui Dumnezeu în noi și trebuie neapărat să o luăm în seamă și să ne recunoaștem păcatele, spunând odată cu starea de pioșenie a vameșului: Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.